eu vă cer permisiunea câteva secunde doar pentru a veni cu câteva, să le spun, precizări tehnice, mai mult sau mai puțin de fulise, care privesc acest excepțional volum, Alexander Watt, secolul meu. Primul lucru care trebuie spus este acela că avem de-a face cu un proiect cu Humanitas Vladimir Tismaneanu, început, cred că, în urmă cu 5-6 ani oricum. Îi mulțumim profesorului Giambașu că a asumat rolul de traducător, cu atât mai mult cu cât nu e o carte ușor de tradus, nu numai decât pentru că avem de-a face cu două nume atât de mari ale literaturii, Alexander Watt în dialog cu Czesław Miloš, ci și pentru că e o carte care face radiografia infernului. E o capodoperă a genului autobiografic, spune Paul Auster, e una dintre cărțile veacului, nu se numește întâmplător, secolul meu. Mai e și cartea prin care editura Humanitas marchează statutul de țară invitat de onoare la Bucfest al Poloniei și am profitat de prezența în România și la București a domnului Bronislav Wildstein pentru a-l ruga ca la rândul lui să completeze această lansare a noastră. Bronislav Wildstein a fost în dialog la librăria Humanitas de la Chișinău joia trecută cu Horia Roman Matavievici pe o temă cât se poate de fierbinte, despre trecutul care se încăpățânează să nu treacă. Despre trecutul care se încăpățânează să nu treacă, într-un fel sau într-altul, e vorba și în extraordinara mărturie a lui Alexander Watt. Moderator al lansării Humanitas este Vladimir Tismaneanu, nu doar pentru că se face vinovat de traducerea acestei cărți la Humanitas, ci pentru că, de adevărat, are toate datele de a fi moderatorul unei întâlniri pe Alexander Watt, confesiuni în dialog cu Czesław Miloš, secolul meu. Vă mulțumesc! Să vă bucurați de o lansare deosebită.